Românii care au găzduit refugiați ucraineni au putut depune cereri în această perioadă pentru decontarea cazării și mesei pentru fiecare refugiat pe care l-au primit în casă. Statul a început să deconteze de la jumătatea lunii martie 70 de lei prin programul 50/20. Această activitate a devenit o sursă atractivă pentru mulți proprietari de locuințe aflați în căutare de chiriași. Direcția de asistență socială Iași preia lunar solicitările persoanelor fizice, întocmește situația centralizatoare pe care o transmite mai apoi însoțită de documente suport pentru soluționare și certificare către Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Iași, plata acestor sume fiind efectuată de Direcția Generală Economică și Finanțele Publice Iași. Pe grupurile de susținere a refugiaților ucraineni au început să apară tot mai multe anunțuri de închiriere prin programul 50/20, însă anunțurile nu au fost puse doar de către proprietari, ci și de către ucrainenii aflați în căutare de cazare. Bătătatea așa se eliberează pentru că pleacă tot așa, ucrainenii pleacă în țară. Și le închiriați pe ce perioadă? Orice perioadă, nu contează. Cu programul 50-20, oricum trebuie să mă duc să depun în fiecare lună astele, că știți? Oferiți și masă pe lângă cazare? Păi, cazare și banii care o să-i primească de la guvern, cei 20% de hrană, 20 de lei de hrană, îl voi da lor. Cei care încasează banii de la stat nu trebuie să îi declare la fisc. Banii nu sunt impozabili, așa cum sunt, de exemplu, veniturile din închiriere pe piața liberă. În Iași, din luna martie și până în prezent, 788 de persoane au depus solicitări pentru decontarea cazării și mesei prin acest program. În luna august 2022, în municipiul Iași s-au aflat un număr de 570 de persoane refugiate, găzduite de persoane fizice, din care 339 au fost persoane adulte, 255 de femei și 84 bărbați, iar 231 sunt copii. Pentru a evita cazurile în care proprietarii au încasat sumele necuvenit, reprezentanții Direcției de Asistență Socială din Iași au efectuat din luna martie și până în prezent peste 300 de controle la adresele din solicitările făcute.